Sâmbătă 10 februarie, în noul centru pastoral din Haifa, a avut loc întâlnirea întâlnire tinerilor din Patriarhia Latina a Ierusalimului, care trăiesc în Galileea. Evenimentul, intitulat Reverse, a avut loc în primul an de activitate a grupului pastoral de tineret, nou înființat, al diecezei latine. The youth Ministry is a new group that we've created. We started working two years ago. Uh, Pastorația pentru tineret este un grup nou care a fost deschis în mod informal în urmă cu 2 ani și a devenit oficial în ultimele șase luni. Avem misiunea noastră ca membri activi ai bisericii. În esență, grupul nostru este pentru tineri. Ne străduim să-i apropiem pe tineri de biserică și, de asemenea, pentru a deschide noi grupuri de tineri în cadrul bisericii însăși. Să creăm grupuri în toate bisericile din orașul Galileea, cu siguranță, dar și să facem aceste grupuri active. Am vrea ca ei să Laude, să se roage și să lucreze cu Domnul în fiecare zi. Ca să fiu sinceră, există multe provocări din exterior și din interior. Cred că cea mai mare provocare este să găsim tinerii. Tocmai pentru că ei nu sunt în biserică în acest moment, trebuie să fii creativ, trebuie să folosești social media, trebuie să mergi pe străzi și să vorbești cu ei. Să-i faci să înțeleagă că a fi cu Domnul este cel mai frumos lucru care există being close to God can actually be really fun, can be great. Duminica trecută, împreună cu prefericirea sa Patriarhul Pierre Batista, am inaugurat această casă nouă. Ceea ce încercăm să facem aici este să creăm un mediu bun pentru toți creștinii, pentru ca ei să aibă aici o casă adevărată. O atmosferă pozitivă în care să se simtă liber să vorbească și să discute problemele care ridică atâtea întrebări în ei. Una dintre cele mai mari provocări este să-i cunoaștem pe tineri, în primul rând, să-i cunoaștem și să înțelegem cum să îi găsim. Există atât de multe locuri în care pot merge pentru a-și petrece timpul. De aceea este important pentru noi să avem relații bune cu toate parohiile, cu preoții și călugărițele pentru a invita aici. A doua mare provocare este că din păcate tinerii, mulți dintre ei, înainte, în timpul și după război, se gândesc să părăsească țara. Acest lucru este absolut contrar modului nostru de gândire

În cadrul reuniunii a fost abordat subiectul sensibil al relațiilor emoționale. Multe provocări implică comunitatea creștină din Galilea, dar cea mai importantă rămâne a fi biserica, sacramentul mântuirii pentru oamenii de toate vârstele. Aceasta este misiunea pastorației tinerilor, experiența unei căutări a lui Hristos, care devine experiența sentimentului de a fi găsit de El, iubit, iertat de către El și trimis să facă același lucru cu alții.